Alex Mihai Stoenescu, Istoria loviturilor de stat în România, volumul 4, partea a doua. Este partea care se referă la Revoluția Română începând din 21 decembrie. Partea unde eu am vibrat cel mai mult, dat fiind că, na, eram copil atunci și am urmărit cu sufletul la gură, efectiv, ce se întâmpla la televizor. Nu-mi venea să cred, nu-mi venea să cred. Știți melodia cu sunt nopți, luni și triste, a lui Valisterian. Și într-adevăr erau niște nopți incredibile ce se întâmpla. Deci efectiv eu stau în drumul taberii și nu știu dacă știți că se trăgea la Ministerul Apărării, care era în drumul taberii, în momentul respectiv se trăgea la noi la Piața Mogheroș și se auzeau tirurile. Vecinii mei făcuseră o gardă așa să apere blocul, blocaseră ușa. Acum ați vine să râzi, știi, dar în momentul respectiv zvonurile care apăreau, ce manipulări din alea, că se otrăvește apa, că teroriștii au aruncat în aer nu știu ce combinat, că suntem atacați cu elicoptere, fai de mine. Deci acum când te uiți, am postat eu la un moment dat pe Facebook săptămâna trecută un filmuleț, când te uiți acum la ce se dădea la televizor, zici, băi nene, adică și lumea chiar credea chestia respectivă? E, uite, da, credea. Și e foarte interesant în volumul lui Stoenescu faptul că analizează aceste lucruri și el fiind venind din sistemul armatei a avut o dată și acces la anumite arhive, a avut acces și la arhivele comisiilor senatoriale care au studiat Revoluția după 90, dar și a reușit să stea de vorbă cu generali importanți din armata română din timpul respectiv sau cu oameni importanți ai Revoluției, cu Gel Voica Voiculescu, cu Petre Roman, cu Ion Iliescu chiar. Și chiar dacă e clar că autorul nu este de acord cu ce spun unii dintre ei, le arată opinia de apreciat. Poți să vezi fiecare cu adevărul lui și să îți faci propria părere. Da, pentru mine a fost așa foarte... Deci, vedeți, e destul de groasă, are 800 de pagini, dar am citit-o așa, trecând zâm prin ea destul de rapid, pentru că nu venea să o mai las din mână și... Eram acolo, chiar eram acolo din nou în Revoluția Română. O perioadă, nu, cei care nu au trăit-o, nu știu, mai tineri așa, dacă citiți, probabil că o să ziceți, mamă, chiar s-a întâmplat la noi în România acum 25 de ani? Da, s-a întâmplat la noi în România acum 25 de ani. Incredibil. Incredibil. Dacă vă place, vă recomand tot pe această perioadă, studiul, sau cartea, ca să zic așa, al lui Grigore Cartianu, Sfârșitul Ceaușeștilor.